Peste 40.000 de pacienți din tot județul și nu numai ajung să fie tratați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina cu diverse patologii. Unitatea medicală se poate lăuda cu investiții importante, întrucât de la începutul anului până astăzi s-au făcut eforturi și îmbunătățiri pe toate secțiile, în special pe partea de construcții. Spitalul Județean de Urgență a dezvoltat o serie de investiții, pe de o parte pe partea de construcții, de cealaltă parte vorbim de echipamente medicale. Suma alocată de Consiliul Județean Olt în acest an a fost de 15 milioane de lei, deja am cheltuit circa 10 milioane de lei din această sumă. Pe construcții ne-am apucat deja de reabilitat corpul medical, care are 5 etaje, include secțiile de nefrologie, de oncologie, medicină internă, gastroenterologie și diabet. Se lucrează la etajul 5 și la etajul 4. În următoarea perioadă se vor demara lucrările de construcție și la fosta creșă numărul 1, unde urmează a fi relocată secția de psihiatrie. De asemenea, de la începutul anului s-a făcut recepția lucrării din blocul materno-infantil, pentru ca astăzi lucrările pe secțiile de neonatologie și pediatrie să fie finalizate. Pentru ca pacienții să fie tratați corespunzător, iar medicii să poată diagnostica rapid și corect, SJU Slatina a investit peste 6 milioane de lei și în aparatură medicală performantă. Ceea ce privește echipamentele medicale, pe de o parte am cumpărat echipamente de circa 6 milioane de lei, o linie chirurgicală laparoscopică nouă, un aparat de radiologie fix pentru corpul medical, ecografe, aparate de radiologie pentru ortopedie și pentru urologie. Am înlocuit lifturile din blocul materno-infantil și din medicală, sunt 6 lifturi noi, nu fuseseră înlocuite de la punerea în funcțiune, de la darea în folosință a clădirilor. Lucrările de modernizare a unității medicale nu se opresc aici. Pe lista de priorități a managerului spitalului se află și construirea unei pasarele între corpul medical și central pentru a evita transportul bolnavilor prin frig. Pentru aceasta se va organiza o licitație în perioada ce urmează. Totodată se va reabilita integral corpul de pneumologie de la Scornicești. Până acum s-a finalizat reabilitarea parterului și a primului etaj, urmând ca și etajele 2 și 3 să fie complet renovate, moment în care se va realiza și izolarea termică a clădirii.